Salutare tuturor! Astăzi vreau să vorbim puțin despre mersul în condiții de iarnă. De fapt, mai degrabă m-aș focusa doar pe pornirea la rece dimineața. Astăzi, de unde mi-a venit și ideea, evident, sunt o grămadă de tutoriale pe internet unde sunt prezentate diverse metode de pornire sau sunt o grămadă de canale de YouTube ale foarte multor băieți care, cum să zic, se ocupă cu chestia asta, au prezentări auto, vorbesc despre treaba asta și chiar o fac foarte bine și sincer chiar le urmăresc și eu canalele și evident nu consider că au spus nimic eronat, doar vreau să-mi expun și eu părere proprie, deoarece astăzi chiar de aici mi-a venit ideea, doi vecini de-ai mei, când m-am dus să pornesc mașina, i-am văzut de dimineață și primul dintre ei afară la noi a fost undeva la minus 2 grade azi noapte și pornitul evident în condiții de genul acesta, nu, asta nu e poziția de șmechere, poziția să acoperim soarele. Pornitul este evident diferit, adică ce vreau să spun este că dacă ai un motor diesel, în momentul în care se face pornirea la rece, chiar și la cald, sunt folosite bujiile incandescente. Adică nu... Bine, motoarele noi, la mașinile care au start-stop, cum este și asta mea, chiar dacă eu vin, pun contactul și apăs direct start, mașina oricum nu pornește ca și vara, stă 2-3 secunde, activează bujia, o oprește și abia apoi își dă start. Adică chiar și... e un fel de sistem anti... nu știu dacă anti-prost, dar să zic anti-necunoscător. Dar... uitați-vă, unde vrei mă să te duci, mă, este extraordinar, de ce vreau să zic, este fantastic faptul că se apropie Crăciunul și oamenii au înnebunit. Nu mai au răbdare, toți te depășesc, toți te claxonează, toți sunt deștepți, toți se bagă. Dar cred că este peste tot în România chestia asta, nu e doar la noi. În fine, să nu ne abatem de la revenință, să nu ne abatem de la subiect. Păi da, bă, fratele meu, dar unde vrei să te duci? Mulțumesc, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Să nu ne abatem de la subiect. Pornitul de dimineață, i-am văzut pe unul dintre cei doi vecini pe care, după, uitați-vă mă, că este extraordinar ce se întâmplă aici, pe care i-am, au venit cu o sticlă de apă rece, sticlă de apă rece pe care au și aruncat-o pe geamul mașinii, pentru că au fost minus 2 grade azi noapte, geamul înghețat, nu foarte tare, dar suficient, ce au zis ei, bă, decât să stau să mă complic, să mă stresez, să râcâi geamul sau să dezaburesc, n-avea sens, am aruncat unul dintre o sticlă de apă, au urcat, pus contact, au plecat direct cu mașina, motorul rece, nu... deci efectiv nu s-a ținut cont, nu era asta o prioritate. Și cred că sunt foarte mulți care fac asta în țară la noi și foarte multe mașini pe care le cumperi la mâna a doua, te trezesc că dau ba fum alb, ba fum negru, ba pornesc prost, ba zici, Doamne, ce proaste sunt mașinile de la noi din țară. Și motivul fiind o întreținere sau o exploatare, nu întreținere, pe lângă întreținere și o exploatare defectuoasă, pentru că am observat că peste 70% din utilizatorii auto habar nu au să folosească o mașină. Nu spun că eu știu să folosesc o mașină sau să merg în condiții extraordinare sau sunt vreun profesor, însă cu siguranță țin cont de niște mici sfaturi pe care, după cum am spus, le-am auzit și eu la alții, le-am văzut și le-am învățat în timp. Ce vreau să spun este că în momentul în care totuși vezi 2 grade afară și ai o mașină diesel, urci, pui contactul, vedeți pe bordul mașinii că se aprinde un fel de barculeț, rezistență galbenă, nu știu ce, cum vreți să-i spuneți, o să vedeți cei care aveți mașini diesel și este bine să așteptați ca acea rezistență să se stingă. Adică în momentul ăla mașina care are motor diesel preîncălzește bujia și o preîncălzește camera de ardere, da? Pentru că motorul diesel este un motor până la urmă pe compresie și asta ce înseamnă? Că aerul trebuie să fie un pic cald. Asta unul la mână. Ideal ar fi să puneți contactul de 2, poate chiar de 3 ori. Nu zic neapărat că pornește mai bine, dar ajută mai mult. Se amorsează pompa de motorină, se încarcă foarte sigur rampa de injecție cu presiune. Foarte important să aveți și o baterie bună, chiar foarte bună la diesel. Și dacă puneți de 2 ori sau de 3 ori bujia și bujiile sunt schimbate la timp și totul funcționează cum trebuie, motorul ăla va porni fără probleme. Recomandarea ulterioară este ca să nu stați pe loc mai mult de un minut. Stăm un minut este mai mult decât suficient pentru ca mașina să ia ulei, să se încălzească puțin uleiul, pentru că și uleiul, pe lângă normele despre care tot se discută pe celelalte canale, forumuri, etc., are și el anumite capacități. Mă rog, da. În condiții de temperatură, adică iarna este mai viscos, vara este mai lichid.
până la urmă este un principiu fizic care se aplică, se aplică la, la lichide și nu numai, la celelalte materiale. Cu alte cuvinte, eu nu pot să pornesc un motor, dau la automat, uleiul este un pic viscos, n-a apurcat ca pompa să bage presiune, să urce uleiul rampă, cum se spune, și eu am și plecat. Vă dați seama ce uzură și la ce uzură este supus motorul respectiv, pentru că ungerea nu există, este fier în fier câteva secunde până... Și dacă facem asta un an, doi, și iarna ține 3 luni și avem frig, atunci să nu te aștepți să ai un motor sănătos, să ai un motor care să meargă o grămadă de kilometri fără probleme. Și dacă și uleiul din el este schimbat odată la 30.000, că unii așa am văzut că fac, atunci să nu avem nicio, să nu avem niciun semn de întrebare și nicio nelămurire de ce unele lucruri nu merg cum ar trebui să meargă sau de ce unele mașini sunt cum sunt. Chiar și la mașina pe benzină, ideal ar fi să puneți contactul de două ori pentru amorsare pompă. Evident, mașina pe benzină nu are o bujie incandescentă pe care o preîncălzește, însă cu siguranță, cu siguranță nu-i strică dacă este pompa amorsată cum trebuie, dacă are o baterie bună și tot așa. Okay. Gata. Cu alte cuvinte, ceea ce vreau să spun este că în niciun caz nu pornim mașina cum fac unii, dacă afară a nins, dacă afară a, nu știu, se întâmplă ceva, pornim mașina, stăm să dezăpezim, stăm cu ea pornite 15 minute, dăm drumul la dezaburire, este iar extraordinar de greșit, pentru că se depune o peliculă fină de condens în motor și acel condens în mers, prin pentru că încălzirea pe loc este mult, mult mai greoaie, efectiv iar dăunează pentru că îndepărtează uleiul. Deci, cu alte cuvinte, dacă vrem să avem o mașină care, cum să zic, să fie în condiții și pe care să o folosim cât mai, un timp cât mai îndelungat fără probleme, ideal ar fi să respectăm niște mici reguli, cum ar fi cea de pornire dimineața la frig, pe care am spus-o mai devreme, nu face rău nimănui. Motorul se încălzește în mers, după cum am spus, adică dacă se funcționează într-un mod normal de schimbarea treptelor de viteză până în 2000 de ture, 1500-2000 de ture la plecarea după loc și nu ne apucăm să facem accelerări bruște cu motorul rece, lucrurile vor fi bune. Automat, un motor rece pe care eu nu-l las să se încălzească nici măcar un minut, să urce uleiul și mă apuc să-l accelerez, după cum am spus, nu fac decât să îl distrug, cu siguranță. Nu azi, nu mâine, dacă mașina este mai nouă, dar cum majoritatea mașinilor de la noi sunt 100.000, 150.000, 170.000, mai nou am văzut că le urcă și pe la 220.000 la vânzare, băieții. Nu am nimic cu nimeni, fiecare poate să... Așa, deci nu înseamnă că dacă e o mașină cu 220.000 nu funcționează, uite, mașina mea are 330.000 aproape. Da, un coteț. Cum îi spune, nu înseamnă că nu funcționează, dar evident când mașina are 300.000 și tu te apuci și o exploatezi barbar, pe lângă uzura normală care apare la numărul ăsta de kilometri și presupunând că ai funcționat cu ea în condiții optime, se adaugă și pe care n-am spus-o mai devreme. Deci, astea sunt cele trei criterii. Punem contactul de două ori, lăsăm puțin motorul să se încălzească uleiul, dacă ar fi schimbat la timp ar fi ideal, care intră cu al doilea, și să avem o baterie bună. Nu prea avem alte motive să stăm să ne chinuim, să forțăm motorul și mașina. O să-mi spuneți, păi bun, și ce fac dacă parbrizul e înghețat? Că trebuie râcăit. Într-adevăr, nu au toate mașinile încălzire, foarte puține au încălzire în parbriz și automat trebuie râcăit. Au apărut niște, cum, nu parasolar evident, un fel de păturică termică care se poate pune în afara parbrizului și închide mușile mașinii și o ține să nu zboare de pe geam. Nu este foarte scumpă și este recomandat să folosiți. De ce? Din două motive. Vă scutește de timpul pe care îl petreceți dimineața să dezaburiți parbrizul sau să-l curățați și prin curățare automat cu o racletă se poate zgâria. Și păcat, pentru că un parbriz să-l schimbi costă destul de mulți bani, un parbriz de calitate, și nu asta ar fi o problemă, până la urmă îl schimbăm, că se mai întâmplă și din alte motive ca parbrizul să necesite schimbare, însă majoritatea serviciilor care schimbă parbrizul, e bine să te duci tu cu piesele demontate, e doar să-l dea jos, să-l lipească, să-ți le montezi tu, pentru că nu, lucrările 90% din cazuri se fac cu țigarea în colțul gurii. Nu spun asta peste tot, deci încă o dată, sunt serviciuri profesionale unde băieții sunt profesioniști și lucrurile se fac bine, dar foarte mulți aprind țigara în colțul gurii,
cade scrumul pe ei și ce lasă, boss, că știu eu, pe tu mă vezi să pun eu parbrize. Nu, da, nici nu-mi place să-mi rup mașina, că nici tu nu mă vezi pe mine de unde să fac rost de bani să repar sau să plătesc sau să-mi schimb componenta pe care-i zgriat-o. Poate unii nu interesează, uite, pe mine mă interesează, sunt stresat. Asta e. Da, deci cam asta ar fi pe scurt. Dimineața, dacă puteți să porniți mașina, să o lăsați undeva la un minut, să se preîncălzească, iar ulterior să mergeți cu ea, ar fi ideal. Adică nu are niciun sens să ne batem joc. Asta sunt câteva chestii minore, evident, o să mai adaug după. A, și foarte important, uite că am mai spus-o, dar o să spun, dacă porniți mașina și doar să mergeți la serviciu, o mașină diesel și afară e minus 5 grade și tu dai drumul la încălzire, la dezaburire și drumul până la servici la tine este de, nu știu, să zic 4, 5, 6, 7 km și mergi bară la bară, credeți-mă, dacă mai aveți și filtru de particule, e rețeta perfectă să faceți treburile să se ducă repede pe partea nasoală, să zic așa, o exprimare mai, da. În sfârșit, mulțumesc frumos și sper că este de folos ceea ce am spus. La revedere!